seara, stimați telespectatori, și bun regăsit la o ediție specială pe care o dedicăm numerologiei și felul în care ea ne poate ajuta să luăm decizii mult mai conștiente în viață. Și astăzi o să vă fac o demonstrație live că există sincronicitate. Pentru că ce putea să fie mai sincron decât să fii îmbrăcat în acest fel când țin în mână această bijuterie? Este vorba despre manual de numerologie scris de Eduard Agari, care sper să puteți distinge că este într-un ton asortat aproape perfect la ținta mea. De ce există sincronicități în această lume? Alături de mine, evident, Eduard Agachi, numerolog și autorul acestei bijuterii editoriale. Mulțumesc foarte mult, Eduard, pentru prezență. Felicitări pentru această realizare. Mulțumesc tare mult. Știi că în martie vorbeam despre... Monstru să se vadă la camera, are 900 de pagini. Da, e impresionantă. Ca volum este impresionantă, dar din punctul meu de vedere, ca informație, ceea ce... ții acum în mână și ceea ce se vede pe exterior, cred că informația este mult mai mult și nu se poate compara cu volumul și cu aspectul așa cum arată ea pe exterior. Pentru că știu ce am scris. Chiar într-o ediție de lux? Da, îmi place mult să arate într-un fel cartea și să aibă personalitate și să aibă acea ținută personală, care să transmită deja, pentru că, pe de altă parte, până la urmă, pentru mine, numerologia este un domeniu de o înaltă ținută și de foarte multă eleganță, care trebuie respectat cum se cuvine, pentru că are foarte multe să ne învețe. Noi avem de învățat din numerologie, ea va exista în continuare așa cum a existat și până acum, fie că este cineva care să o promoveze și să o ducă mai departe, sau că nu, sau că sunt alții care nu știu ce să facă cu ea. Ea va dăinui în continuare, cu siguranță. Depinde de noi în ce măsură vom ști să ne folosim și să o prețuim așa cum este. Cum a fost experiența cu această carte și cui se adresează, ce conține? Impresionantă experiență, în primul rând pentru că citesc și eu, am recitit, au venit momentele în care trebuia să mai verific, să mai corectez, să o recitesc și rămâneam de-a dreptul uimit de ce a ieșit acolo. Îmi place foarte mult când mă gândesc acum în urmă, au fost foarte multe momente în care, știi, te prinde starea aceea, este o stare anume care te prinde în momentul în care reușești să scrii foarte cursiv. Exact. E ceva acolo când se conectează toate lucrurile așa cum ar trebui și cum ți-ai dori să se întâmple. Nu e atât de ușor chiar să intri în starea respectivă, dar am reușit de destul de multe ori. Până la urmă a fost scrisă în foarte mare parte anul acesta. Cred că peste 90% din text a fost scris anul acesta. Deci ai fost foarte productiv. Da, da, 2020. Mă bucur din plin de acest an, pentru că am probabil una dintre cele mai mari realizări ale mele de până acum. Și a fost o perioadă pe care am fructificat-o și m-am bucurat de ea din acest punct de vedere, dar asta țin să menționez că m-a ajutat foarte mult această stare în care am reușit să intru și pe care o recunosc în momentul în care recitesc și sunt convins că și cei de acasă în momentul în care vor citi și vor lua capitol cu capitol, să vedem acum cât de ușor le vor putea parcurge, pentru că în orice caz zic că este o carte destul de dificil de pătruns în substraturi, dar pentru că întrebai cui este adresată, este adresată absolut tuturor. Tocmai de aceea am vrut să se numească manual de numerologie, pentru că aici se vor regăsi foarte multe tehnici pe de-o parte și foarte multă informație despre ceea ce înseamnă cu adevărat numerologia și ce înseamnă principiile numerice. Am explicat și am ținut foarte mult încă de la început să explic ce înseamnă fiecare cifră, fiecare și numerele și cifrele și toate lucrurile acestea, să le explic foarte clar, să se înțeleagă de unde pleacă numerologia și la ce poate ajuta cu adevărat. Pentru că nu e pur și simplu așa doar numere, doar sunt simboluri acolo pe care le găsim de la facerea lumii. Și până astăzi, sunt absolut peste tot în jurul nostru, sunt simboluri care sunt corespondente cu o cifră anume. Și atunci
Am scris-o, cum am spus, pentru absolut toată lumea, de la cel care abia a învățat să citească, până la un savant. Ar putea să se folosească foarte bine de un astfel de manual, pentru că, din punctul meu de vedere, abia de aici încolo, pornind de la acest manual, luându-l ca o carte de bază, de aici mai departe se poate construi foarte mult pe această carte. Foarte, foarte mult se poate construi și se pot dezvolta în absolut toate domeniile foarte multe ramuri conexe sau de specificitate în fiecare domeniu. Aici este nevoie de oameni care se pătrundă un pic în numerologie, să înțeleagă un pic cam despre ce este vorba și apoi să aibă un anumit exact, domeniu să le poată din domeniul respectiv ca să înțeleagă cum anume se pot îmbrățișa cele două cunoașteri. Lucrul acesta eu sunt convins că va fi ușor de identificat, pentru că este scrisă foarte explicit. Toate lucrurile acestea sunt scrise și sunt demonstrate. Mie asta mi-a plăcut întotdeauna, să demonstrez, nu doar să vin să vorbesc așa, ce înseamnă aia, ce înseamnă aia, ce înseamnă aia. Sunt demonstrate toate lucrurile acestea și chiar și tabelele și tehnicile și metodele. Nu știu dacă sunt doar două chestiuni punctuale, nici nu le pot cantifica în procente sau două, pur și simplu două chestiuni punctuale pe care nu aș ști neapărat să le demonstrez, să le explic în profunzimea lor, de ce funcționează așa. Dar ideea este că le-am verificat. Deci în matematică există axiome? Ceva de genul acela. Important este că sunt verificate, sunt testate de-a lungul la multor ani de zile și ele funcționează, sunt convins că funcționează. E o limită până la care capacitatea noastră de a înțelege poate să ajungă. Și dincolo de asta este încă dificil pentru om să înțeleagă și să facă toate legăturile după care funcționează întregul universul. Eduard, cu siguranță dau credit afirmației tale că această carte poate fi aplicată în toate domeniile. Pot să înțeleg faptul că orice domeniu ar putea fi pe o matrice matematică sau numerologică, da. Dar pentru oamenii obișnuiți, să spunem, sau, mă rog, cu toții suntem oameni obișnuiți, pentru publicul larg, mă gândesc că cele mai multe întrebări oamenii le au din domeniul relațiilor, mai ales al compatibilităților și al relațiilor în general, pentru că este ceva cu care trăim 24 de ore din 24, ne impactează foarte mult viața, nu știm să, sau avem diverse dileme personale. Cum ne poate ajuta în domeniul relațiilor numerologia? Și dacă ai o relație, da. Și dacă ești în căutarea unei relații și dacă ai întrebări, oare partenerul ăla sau partenerul ăla de viață ar fi mai potrivit pentru mine? Din foarte multe puncte de vedere ne poate ajuta. Depinde de unde vrem să pornim și ce anume vrem să rezolvăm în primă fază. Putem să pornim, de exemplu, de la noi, odată, din simpla mea structură, să-mi dau seama mai bine cine sunt. Asta pentru mine ar fi idealul, varianta ideală. Pe structura numerologică. Da, ne ajută manualul pentru că sunt foarte multe tehnici și tabele. Ajungem imediat și eu o să vorbesc și despre ele și noutățile pe care le-am adus. Deci, pe de o parte, putem să plecăm să ne cunoaștem pe noi înșine cine suntem de fapt, cum suntem noi, cum ne vine sau suntem în general în lume, cum ne vine să fim sau cum suntem și de ce se întâmplă lucrurile astea sau pornirile pe care poate ni le ascundem, ni le mai cenzurăm din când în când și dacă e bine că le cenzurăm, că nu e bine și așa mai departe. Să aflăm în primul rând cine suntem, ce avem nevoie, ce ne place, ce nu ne place, care este randamentul nostru, când, cum, cu cine și așa mai departe. După asta am putea să aflăm aceleași lucruri și să ne dăm seama despre partener. Ce trebuie și să știm? Și atunci să-l înțelegem de ce este așa cum este, poate cum nu ne convine sau cum ne convine în unele momente, dar nu-l ține foarte mult sau nu o ține foarte mult. Data nașterii este suficientă și numele complet al fiecăruia. Numele din momentul respectiv. De în momentul în care te interesează interpretarea, atunci contează numele. Pentru că, în, cel puțin în cazul femeilor, își schimbă numele foarte des în momentul căsătoriei. Și mai este o variantă în care să studiem pur și simplu compatibilitatea dintre persoanele respective. Acum, ideea, eu am mai spus-o de multe ori.
nu sunt de acord atât de mult cu termenul de incompatibilitate, pentru că din punctul meu de vedere oricine poate să fie compatibil cu oricine și cu orice dincolo de asta. Pot să fiu compatibil și cu ploaia de afară până la urmă. Dacă mie îmi place ploaia, pot să găsesc o relaționare cu momentul respectiv. Și lui Bacovia îi plăcea perioada asta. Cred că ține foarte mult și de evoluția persoanei. Cu cât o persoană este mai evoluată, cu atât își șlefuiește toate asperitățile și nu prea mai are incompatibilități cu nimeni. Aici e treaba cea mai simplă. Eu de-aia am spus că idealul este să pornești de la tine. Pentru că eu am o vorbă, atâta vreme cât ești un om bun, un om binevoitor, un om îngăduitor, un om plăcut, așa vei fi cu absolut oricine. Nu contează, atunci nu te mai interesează foarte mult compatibil, cu cine sunt compatibil, ce numere ies acolo, ce numere nu ies. E bine să merg joia la, nu știu, la finanțe, să-mi iau casa cu numărul respectiv. Nu contează, omul care este centrat și este echilibrat el cu el, se va simți bine absolut oriunde în lumea asta, în orice fel de locuință, cu absolut orice fel de om lângă el și asta va fi varianta ideală, perfect. Edward, noi suntem oameni în diverse faze de evoluție. Eu insist foarte mult pe chestiunea asta pentru că bun, suntem oameni, sunt de acord, cu toții greșim, dar aș aprecia mult mai mult să greșesc într-o direcție constructivă, nu într-una destructivă, pentru că eu atâta vreme cât caut să schimb apartamentul ca să-mi fie mie bine, e total eronat și nu o să ajung niciodată la un rezultat. În momentul în care, da, încerc eu să mă adaptez chiar și pentru numărul apartamentului sau pentru partener, atunci este cu totul altceva. Este încă o mică greșeală, dar încă mă pot duce în direcția potrivită ca să fac în mine o schimbare, să fiu eu mai bun. E altă discuție. Discutând despre acele compatibilități de care spuneam, în manualul de numerologie am introdus două tehnici de calcul noi despre compatibilitatea interioară și compatibilitatea exterioară. Sunt denumiri generice. Cum am spus, de incompatibilitate, compatibilitatele sunt denumiri generice ca să înțelegem că este vorba despre interacțiunea dintre două sau mai multe persoane, pentru că acolo m-am referit și la atât la cuplu, cât poate să fie vorba de absolut oricine. În care, de exemplu, compatibilitatea interioară, acolo se adună zilele de naștere între ele, de la absolut oricine, poate să fie familia întreagă, mama, tata și copiii pot aduna cu toții și se vede compatibilitatea interioară. Iar aia arată starea lor interioară în momentul în care sunt împreună sau când funcționează adică ca o familie. Ziua mea de naștere, doar ziua, da. Cu ziua de naștere a persoanei cu care vreau, da, să fac compatibilitatea și în final îmi dă un număr. Da. Iar îl reduc la o cifră sau îl las așa? Se reduce la o cifră, okay, da. Numărul final arată modul în care tu te transformi în interiorul tău. Dorințele tale noi sau interesele tale noi sau felul tău de a vedea viața, felul tău de a vedea relația respectivă vis-a-vis de persoana respectivă sau de grupul respectiv. Poți să o faci și la locul de muncă chestiunea asta. Și știi de ce? Uite, ca să poate se înțelege mai ușor. Știi că în momentul în care apar oameni diferiți în viața noastră, noi simțim, ne simțim diferit. Simțim că doar prezența unui om ne dă putere și ne face să ne dorim mai mult și altul parcă ne zlăiește și îmi vine să, nu știu, să plec din camera respectivă. Ei, de acolo putem să ne dăm seama ce anume influențează. Aici n-aș vrea să se ajungă în extrema, nu știu, că sunt foarte mulți care deja, adică nu, să nu ajungem să evităm oamenii respectiv, pentru că e foarte important, toate cifrele au atât latura pozitivă cât și cea negativă. Idealul este pe mijloc la zona neutră. Aici e un pic mai mult de lucrat cu ele ca să ajungem să le înțelegem și partea pozitivă și partea negativă. Uite, dar ele există și pot fi transformate. Să luăm un exemplu concret. Uite, am luat așa la întâmplare 7. Dacă dă cifra 7. Vezi, aici contează foarte mult care sunt combinațiile. De exemplu, un 3 cu un 4, dintre un 3 și un 4, favorizat va fi cel din ziua de naștere 4. Okay. Pentru că 7-le, automat, presupune mai multă interiorizare, mai multă retragere, mai mult el cu el, cumva, mai mult pentru el, individualism foarte mult. Și 7-le nu permite atât de mult să se... exprimarea nu e atât de bună la un 7. Partea de romantism nu e atât de focoasă precum și-ar dori un 3.
Iar treiul este cel foarte vorbăresc, foarte dinamic, foarte exploziv din relația respectivă. Patru, din nou, este mult mai retras, mult mai calm, mult mai așezat. Și de-aia spun că șaptele, relația respectivă, îl va avantaja pe patru, dar treiul se va simți ca și cum cineva i-a tăiat răsuflarea. Dacă e 2 cu 5. E aproximativ același lucru. Doiul se aseamănă foarte mult cu șaptele. E la fel de visător mai mult. În zona de visare se duce mai mult doiul. Se apropie de caracteristicile acestea ale lui șapte, pentru că până la urmă ele nu se pot asemăna, dar au foarte multe laturi apropiate, care vom vedea dacă le ajută sau nu le ajută. Și din nou, cinciul este foarte asemănător cu treiul, plin că și elementul cinciul corespunde elementului foc. Șaptele este aer. Dar în situația respectivă, mai degrabă aerul va tinde să stingă. Când pornește furtuna, mai degrabă va stinge și se va simți cenzurat. Cinciul respectiv și treiul la fel se va simți foarte cenzurat și cinciul se va simți. Doiul, patru, mai degrabă ele se retrag și mai tare. Se duc, doiul se duce și mai în profunzime, patru rămâne și mai închis în lumea lui. Dar cum am spus, doiul, patru vor fi mai avantajate. Pentru un 1 cu un 6, cam aceleași lucru. 1 va avea de pierdut, 6-le poate, dar nici 6-le. Aici nu prea câștigă niciunul. Nici 6-le nu e atât de apropiat de 7, pentru că e mult mai deschis și mai volubil și 6-le. Ajută să ai mai degrabă o cifră cu soț sau fără soț? Nu contează asta. Nu contează. Nu există în tot sistemul sau în tot șirul numeric, numerologic, nu există numere benefice, numere malefice. Nu există așa ceva. Nu se poate spune despre așa ceva vreodată. Exact cum ziceam despre oamenii care sunt binevoitori, care sunt buni, care sunt blânzi, care oricum ar fi, întotdeauna există, totul este dual în lumea asta. Absolut totul. Unic nu este decât Dumnezeu. Când ai ajuns la acea unicitate, ai reușit să înglobezi totul, ai reușit să te întorci acasă, nu mai ai ce să... Nu te mai deranjează lumea în care trăiești. Ai depășit foarte multe niveluri și atunci totul este dual. Pe cât este un om de bun, exact pe atât poate să fie și de rău. Nu mai mult, nu mai puțin. Toți. Și cel mai pâinea lui Dumnezeu om de pe pământul ăsta, exact are latura opusă în el în fiecare clipă din viața lui. O are acolo. Diferența o face, sau diferența e dată de alegerile pe care le face omul respectiv. Educația lui, disciplina pe care o are, absolut tot, pentru că vedem oameni născuți în aceeași zi. Acum va diferi, poate e născut într-o zonă diferită, numele poate e diferit sau chiar și cu nume asemănătoare, dar fiecare contează foarte mult ce anume hrănește din toate calitățile pe care le are și din tot potențialul. Și de-aia am venit cu cartea și am explicat despre fiecare, am pus accent și pe partea bună și pe partea negativă, ca să vadă oamenii exact ce se poate de acolo, pentru că de foarte multe ori putem să ne folosim chiar și de latura negativă. E foarte utilă chiar și aia. Mai mult de atât, este chiar obligatorie la un moment dat. Pentru că orice extremă nu te ajută la absolut nimic. Cum spuneam, idealul este de neutralitate, pe mijloc, acolo să fii, să menții echilibru. Asta înseamnă echilibru. Echilibru nu înseamnă să fii în capăt, într-unul din capete. Ori nici sfinții nu au fost niciodată, nu știu cum să spun, doar pozitivi, doar buni, doar pentru că în momentul în care ți-o reteza și... Și unii au o tranziție, au plecat dintr-o zonă și s-au dus în alta. Ne amintim de Simon care a devenit Petru, nu? Sau... Da. Deci au... De transformarea lui Pavel. La Pavel vreau să mă refer. Da. Dar chiar și în momentul respectiv, când a ajuns și a înțeles cum funcționează lucrurile și s-a regăsit pe sine, s-a recentrat în el și a atins acel punct, nu știu, n-aș spune chiar perfect, de perfecțiune, dar în orice caz a ajuns foarte aproape de acel echilibru, i-au rămas în continuare în momentul în care se întâlnea cu cineva care trebuia să fie, nu știu, cu care trebuia să fie, să devină aspru, știa să devină aspru și îl lua ca atare, pentru că știi care e diferența aici, că vorbim de maestri sau de oameni de genul acesta sfinți, ei cunosc măsura, ajung să cunoască măsura. Abia în momentul în care tu
ești poziționat în echilibru și vezi toată balanța respectivă, nu te mai deranjează nimic, nu te mai sperie nici prea mult bine, nici prea mult rău, nu te mai sperie nimic din toate lucrurile astea, tu abia atunci reușești să înțelegi care este măsura fiecăruia. Este ca și mai dau o doctorie? Exact, pe măsura necesară. Cât are nevoie omul, atât îi dai. Ăla are nevoie de un gram, ăla are nevoie de 100 de grame. Exact. Unul va trebui să se chinuie două zile și a înțeles cum funcționează lucrurile, unul are nevoie de 20 de ani. Și soarta, destinul, Dumnezeu, cineva îi dă să se chinuie 20 de ani. Chiar așa, ce înseamnă Dumnezeu din perspectiva numerologiei? Cred că este explicat în primele pagini. E dificil de... Acum aș putea să-l asemăn și cu zero și atunci încheiem discuția, pentru că n-ai ce să spui despre zero și cam acolo ar fi cel mai corect de vorbit, pentru că în momentul în care noi ne-am apropiat și am intrat în unul, se spune de foarte multe ori că, bun, unicitatea este Dumnezeu, dar nu, pentru că unicitatea este totuși limitată. Noi când vorbim despre unul, deja îl personificăm sau îi dăm o formă finită, iar aici greșim. Asta nu se poate cu Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este totul și nimic. E ceva atât de abstract încât e dificil să înțelegem, din nou, cum spuneam, e dificil cu mintea actuală să putem să înțelegem lucrul acesta. Eu mai degrabă l-aș asemăna cu zero. Unde? Deci asta este treimea. Zero, unu și doi. Am scris și despre treime și ce înseamnă și cum anume funcționează, cum ne putem folosi, chiar putem să înțelegem lucrurile acestea din manual, cum ne putem folosi și cum se leagă lucrurile între ele. Și aș spune eu că se poate înțelege foarte natural, tot procesul foarte natural, cum anume se produce și de ce funcționează lucrurile așa și de ce se numește treime și de ce este nevoie de acele trei elemente, astfel încât să ia naștere altceva. E, dă-ne așa un pic de așa de inside information. Unul este informația. Este ideea inițială, primordială. Este ceea ce mișcă, pentru că presupune și o acțiune, o activitate, o mișcare, începe să miște energia. Apoi toate aceste lucruri, ea este pur și simplu o idee care ar putea să rămână undeva în vid, așa, fără niciun fel de reper. Nu există acolo. Doiul vine să susțină ideea respectivă. Vine să pe de o parte e mai complicat aici de explicat așa în câteva cuvinte. Doi este latura opusă în general. Dar asta înseamnă și pasivitate și o formă care se opune expansiunii respective. Cel mai simplu poate de înțeles este ca doi poli. A existat odată o idee, un ceva, chiar și între oameni se întâmplă lucrul acesta, apoi apare doiul care creează o diferență de potențial. Acum, cu apariția lui 3, aici e un pic mai complicat, pentru că 3-ul apare doar ca interacțiune între cei doi poli. 3-ul reprezintă interacțiunea și atât. 3-ul cumva nu are personalitate proprie, dacă pot să spun așa mai plastic, poate. 3-ul întotdeauna se naște din interacțiunea celor doi. Am putea să asemănăm așa, îl avem pe artist, un artist plastic, de exemplu, care sculptează, care creează opere de arte. El este unul, este principiul activ. El este cu ideile, să spun așa, cu ideile. Apoi apare, nu știu, bucata de lemn sau bucata de lut, piatra pe care o cioplește. Acesta este principiul pasiv, asupra căruia se acționează. E, între cei doi se creează acest principiu al lui 3, care este inspirația. Și abia mai târziu apare opera de artă care intră în elementul 4. E, inspirația respectivă, asta deja, vezi, aici este Sfântul Duh, care, din nou, nu poate fi reprezentat, pentru că nu are o formă concretă. Inspirația sau atracția dintre parteneri, iubirea, sentimentele, toate lucrurile acestea apar între cele două elemente care
inițial nu au nimic în comun și, la fel, inițial, doar unul este activ, celălalt este pasiv, pentru că bucata de lut sau lemnul respectiv nu poate acționa în nicio direcție. El este acolo de sine stătător. Acesta este principiul lui 2. Pentru că nu are niciun fel de inițiativă, doar sculptorul are inițiativă și poate acționa asupra lui 2. Iar între cei doi, în momentul în care s-au întâlnit, apare inspirația și deja sculptorul știe ce să scoată din bucata respectivă. Ce înseamnă atracția? Mai ales între doi oameni de gen opus, să spunem, și cum poate fi privită din punct de vedere numerologic? Aici, nu știu exact cum să o definesc, atracția respectivă. În astrologie, așa cum ți-am spus, se consideră cumva niște planete care au un anumit rol și dacă sunt într-o anumită poziție, se consideră că există un potențial mai mare de atracție între cei doi. Astea se pot vedea. Lucrurile acestea se pot vedea și se pot înțelege ușor de ce anume se atrag oamenii, de ce, care sunt elementele comune. Mă gândesc așa pur și simplu la elementul acesta, la noțiunea aceasta de atracție. Aici e ceva care, din nou, cred că depășește un pic capacitatea noastră de... Pentru că nu e ceva taină? Ce... Am putea să o numim și taină. Nu e ceva ce putem controla. Asta e chestiunea. Că n-am văzut pe nimeni să-și poată impune să se simtă atras de orice anume din lumea asta. Nu neapărat de o altă persoană. Să-mi placă o băutură și să nu-mi placă alta. Nu e o chestiune. Poate, după ce am experimentat, dar nici acolo nu știm exact de ce fel de... reacții se întâmplă între oameni, clar, nu îl poți gusta pentru că sunt oameni cu care doar interacționezi, doar stai într-o cameră și deja te simți atras în partea aia, în partea aia, în partea aia. Deci aici e probabil o, să-i spun așa, e o inteligență superioară care are grijă ca lucrurile să se întâmple așa cum trebuie. Am o curiozitate. Ce înseamnă din punct de vedere numerologic Adam și Eva? Și cum funcționează între ei, din perspectivă numerologică, treaba? Aici mai mult ne ajută, cred, numerologia și interpretarea, cum îi spune, de la evrei, din limba ebraică. Ebraică. Acolo cred că ne ajută mai mult să interpretăm și să vedem, pentru că deci, cuvintele să nu fie relevant foarte... ce înțelegem noi în românește prin Adam și Eva. Da, sunt foarte mult interpretate și s-ar putea să nu ne ajute foarte mult. Eu am făcut mai multe comparații și am adus chiar și citate și le-am explicat cumva, chiar și din Biblie și de la începutul și din pe parcurs. Sau numele lui Iisus Hristos, de unde pleacă și să-l decodifice? Nu, sunt mai multe. Nu am avut curiozități. Repet, știu sigur că în ebraică acolo sunt cu adevărat semnificații mult mai profunde. Dar exact pentru că dincolo de semnificația numerică sau numerologică există chiar și gematria sau formele respective, au foarte mult înțeles, de se studiază foarte aprofundat așa ceva. Aici se schimbă mult, pentru că dacă mergem în altă țară, în altă limbă, deja se pronunță cu totul diferit și nu obișnuiesc să fac astfel de interpretări, chiar și în alte țări mai văd că se ocupă de așa ceva, dar atâta vreme cât se traduc diferit, se interpretează diferit, nu mi-a plăcut niciodată să intru foarte mult, mai ales la chestiuni atât de generale. Și importante pentru oameni, semnificative. Știi... principiul meu sau ideea mea este să pleci de la simplu la complex și la lucrurile care cu adevărat îți sunt necesare și utile pentru acum. Viața ta. Da. Nu la lucrurile alea, cele... Eu știu că tendința este și necesitatea și plăcerea de a descoperi lucruri mari, grandioase există, dar chiar dacă le-ar afla, oamenii n-ar ști ce să facă. Noi le avem în jurul nostru toate răspunsurile. Tot. Nimic nu este ascuns niciodată. Nimic, niciodată. Nu trebuie să dai bani, nu trebuie să faci nimic, nu trebuie să... Nu există standarde, pentru că altfel era o școală de domnule, haide să te evoluezi eu și să-ți dau eu. Uite, dacă vii cu atâtea vagoane de bani, eu te învăț și îți dau, nu știu, textele ascunse la care au acces numai oamenii cu vagoane de bani sau care, nu știu, fac 5.000 de mătănii pe zi. Lucrurile nu stau așa. Lucrurile au o evoluție mult mai firească și mai naturală și extrem de simplă.
Dar tocmai pentru că oamenii se aruncă atât de mult înainte și vor să facă lucruri grandioase, care oricum nu le ies, dar ei au impresia că le-au ieșit și încearcă să le ducă mai departe și să se bucure de ele și nu fac nimic pentru că la bază, în continuare, ei se simt destabilizați și e un total dezacord în interiorul lor. Bine, o să aici pun e greșeala principală. O să pun o întrebare de viață de zi cu zi, care poate părea ciudată pentru unii, dar eu sunt aici cu rolul să formulez toate ciudățeniile lumii. Ce număr de copii e cel mai indicat să faci în viață? O familie. Să ai un copil, 2, 3, 5, 12. E cam același lucru, cum ziceam și mai devreme. Nu-i văd rostul și sensul la să cauți un anumit număr. Pentru că, exact cum am spus, toate au forma pozitivă, forma negativă. Bun, hai să facem experimente. Atâta vreme cât dacă te duci și știi ce să faci cu ele... Dacă ai doi copii, să luăm niște cazuri mai obișnuite. Ai un copil, ai doi, ai trei. Să zicem că majoritatea oamenilor sunt pe aici. Cam ce dinamică se creează din acest moment? Variază mult. E dificil. Contează dificil și dacă sunt băieți, fete sau da, asta este. Contează foarte mult dacă e băiat și la fel, un băiat poate să fie mai mult influențat de exemplu. Asta se poate vedea deja dintr-unul dintre tabele. Se poate vedea de cine va fi influențat, indiferent de ce se întâmplă în familia respectivă. Dacă va fi influențat mai mult de către mama sau mai mult de către tata, de partea femeiască sau bărbătească din jurul lui. Deja se poate vedea și indiferent dacă mama stă sau nu mai mult pe lângă el, cu siguranță dacă asta spun numerele, așa se va întâmpla. Și asta o am și probată din practică. Contează foarte mult numai aspectul ăsta, pentru că sunt familii și vezi, putem pur și simplu să ne uităm în jurul nostru. Avem suficiente exemple de familii cu un singur copil, cu doi copii, cu trei copii. Crezi că vom găsi asemănări foarte multe? Pentru că oamenii aceia sunt foarte diferiți între ei. Au trăsăturile lor interioare diferite. De-aia ziceam de compatibilitatea interioară și exterioară. De acolo este un punct de plecare ca să înțelegem dinamica respectivă. Dar generalitățile eu nu sunt de acord cu ele. Dacă mergem în amănunt, acolo da. Ziceam de tehnicile respective. Am venit cu o tehnică nouă de numerologie, se numește tabel numerologic personal. Este deja și marca înregistrată pentru că este o creație proprie la asta chiar am lucrat foarte mult, foarte mulți ani, că asta mi-a luat mie mai mult să adun informația, să o structurez. Am avut o grămadă de notițe, de carnețele, de agende, de n-am fost foarte organizat și în laptop și în telefon, peste tot aveam informații că îmi veneau, mă plimbam cu mașina sau și se legau informațiile între ele. Și a ieșit acest tabel numerologic personal care, dacă m-aș pune să-l dezvolt mai mult, cred că mi-ar trebui cel puțin vreo 3 cărți de genul ăsta. Atâta e de stufos și de interesant și e o înțelepciune aparte acolo. Nu e creată de mine, pentru că este, adică nu e inventat acum. Sunt foarte multe tehnici, nu numai din numerologie, și din alte cunoașteri aduse și cumva adaptate numerologiei și scos esența dintre ele, pentru că ele se... Orice intersecție am face și oricum am interpreta, lucrurile se leagă între ele și rămân perfect adevărate și utile. Apoi există și tabelul numerologic al zilei de naștere și încă două tabele numerologice pentru nume. Unul al numelui, unul al temperamentului, care se construiesc după numele complet. Deci sunt 4 tabele numerologice care ne ajută să ne dăm seama cine suntem noi. Pe de o parte. După asta mai vin și multe altele. Corespondențele cu cele 4 elemente primordiale, cu principiul masculin și feminin, partea de compatibilitate de care spuneam, ciclurile acelea evolutive personale care merg până la 9 ani și plus subcicluri și plus foarte multe interdependențe dintre ele și așa mai departe. Sunt foarte multe detalii din acestea care pe unii s-ar putea să-i sperie deja. Și cam acolo este esența, până la urmă, dacă vrei cu adevărat să poți să spui ceva despre o familie. Dar mie îmi place să merg punctual, pe chestiuni punctuale, pentru că generalitățile... Și din ce tip de cunoaștere e înglobat în acel tabel numerologic personal? Din tarot? Și tarotul, și astrologie, și tarot, absolut peste tot. Cabala? Și din religie, nu foarte mult, nu. Doar așa, dacă am rămas, poate, din ce am mai citit din... De mai de mult mi-au rămas anumite informații, le-am mai căutat, dar nu foarte mult. Din foarte multe cunoașteri și cărți,
pe care le-am studiat în profunzime și am găsit acea corespondență. Eu apreciez foarte mult, Eduard, ceea ce spui, pentru că realizez cât de avansat este să creezi un instrument personal într-o astfel de cunoaștere milenară. Adică trebuie să... E mult și aici... Am proprietatea... M-a ajutat foarte mult domeniul și sistemul în sine, cumva. Aici trebuie să recunosc, eu sunt extrem de uluit de tot ce se poate face cu acest tabel numerologic personal și în carte sunt convins că toți vor înțelege, pentru că sunt pleacă până de la corpul, corespondența cu corpul astral sau corpul subtil cu care se face corespondența cu casa respectivă. Și toate explicațiile acestea sunt date în amănunt, astfel încât oamenii vor înțelege de ce anume casa dorințelor, de exemplu, cu ce mai are, cu ce interacționează și cum anume ne afectează casa dorințelor, și sunt și explicațiile pentru fiecare cifră și de acolo oamenii o să înțeleagă foarte ușor, ca să-și dea seama, domnule, da, este așa sau nu, nu este așa. Și după ce îmi înțeleg această matrice a mea, la ce mă ajută în viață? De ce am înțeles? Asta cred că va trebui să descopere fiecare. Pe lângă faptul că mai mult de atât eu nu știu să caute oamenii altceva în viața asta. Nu știu pe cineva să caute mai mult decât cine sunt eu. Chiar dacă vreau să câștig, vreau să fac, vreau să mă distrez, vine un moment în care îți dai seama că da, am adunat, am făcut, m-am distrat, dar chiar și la cel târziu, în finalul zilei respective, tot cu tine rămâi. Și ajungi într-un punct din nou în care stai și te rezgândești și te regândești oare ce caut eu de fapt. Ideea principală este că e un ghid foarte bun în direcția respectivă. Nu va, poate că vor fi, nu zic că nu, dar nu cred că se va întâmpla chiar așa oamenii să ia cartea, să o răsfoiască, să citească, să-și facă tabelele, să facă interpretările și la un moment dat mai dau o pagină și gata, ca o oglindă care le spune... Ăsta ești. Nu e un bol de cristal. Nu se întâmplă așa, dar este un manual care este un ghid, din punctul meu de vedere, poate cel mai bun dintre câte există. În sensul în care să îți arate drumul tău prin viață și cam pe unde este sau care este modul ideal prin care să-ți petreci această viață. Sunt foarte multe răspunsuri din absolut toate punctele de vedere. Cum am zis, este casa personalității, să înțelegi cine ești tu, la modul cel mai intim, unde nu poate ajunge nimeni acolo și nu te poate descoase aproape nimeni decât cei care citesc prin alte modalități sau care te cunosc foarte bine de-a lungul vieții. Casa dorințelor, toate năzuințele, tot ceea ce mă face pe mine să merg mai, motorul meu interior sau combustibilul meu care mă face să merg mai departe și să construiesc sau să caut ceva în viață. Casa mentalității care mi-arată cum gândesc, de ce gândesc, care sunt preconcepțiile mele, care sunt credințele mele, care sunt, sau forma lor, nu neapărat ți le spune așa punctual. Depinde de cât de avansat e omul, cele patru tabele ajută să mergi foarte în detaliu. Îi vezi casa mentalității, îi vezi și casa a treia din tabelul numerologic al zilei de naștere, mai vezi încă două case din nume, sunt patru variabile care spun doar despre mentalul omului respectiv. Și deja tu știi în ce mod gândește, cum judecă, ce va crede despre o idee pe care o pui prima oară pe masă. Deja poți să-ți dai seama cum o va aborda el prima oară, ce impact o să aibă și din ce direcție asupra lui. Casa destinului, casa manifestării. La fel foarte important. Să vezi cum anume se manifestă. Omul poate să fie într-un fel pe interior. Are de îndeplinit un destin. Cum se va manifesta sau măcar care este varianta optimă de manifestare a omului, astfel încât să-și rezolve toate aceste chestiuni interioare. Casa provocărilor, de aici intervine, vom intra în sfera spirituală superioară, aici deja sunt mai, un pic mai abstracte și mai interesante din punctul meu de vedere. Casa provocărilor, casa resurselor, ceea ce are fiecare om la îndemână. Asta e foarte simplu de calculat, este ziua plus luna de naștere. Sunt talentele noastre ascunse, resursele noastre pe care le avem întotdeauna la îndemână. La mine, dacă am 20 plus 10, dă 3, nu? Da. Ce înseamnă 3? Ceea ce este în jurul tău. Talentul tău să
te descurci cu oamenii, să vorbești oamenilor, să, exact cum ziceam, interacțiunea dintre elemente. Tu întotdeauna poți să găsești ceva de rezolvat atunci când ai un A, ai un B, tu găsești conexiunea dintre ele. Și poți să faci ceva de acolo. Chiar dacă ai destinul 7 și ești mai retras, mai introvertit și ai nevoie și de momentele tale, dacă te retragi prea tare și nu mai ai acces la acele resurse care să te facă totuși să... 33, canal 33. Atunci, cum zic, te pierzi dacă te duci foarte mult în zona aia destinului și zici, bă, gata, vreau și eu o perioadă de liniște, mă retrag. O să-ți lipsească exact chestiunea asta, pentru că ceva trebuie să iasă din mâinile tale, din gura ta, din, depinde de multe alte trăsături. Ce anume îți este benefic, să spun așa. Pe ce anume să te bazezi? Cum să scoți resursele respective din tine? Partea bună este că aceste resurse nu dispar niciodată și ele nu sunt condiționate de nimic. Sunt în tine, le poți folosi toată viața ta. Idealul, cum ziceam mai devreme, să știi care sunt părțile bune, care sunt părțile proaste, ce poți să faci și cum poți să faci cu ele. Te ajută cumva să-ți optimizezi exact resursele, viața. Exact, absolut tot. În cea mai mare parte, ideea este că oamenii vor descoperi, da, domnule, asta oricum o știam despre mine. Partea bună mai departe este că poate să-ți arată dacă vrei să mai îndrepți, să mai șlefuiești, să o mai duci într-o parte sau alta. Ușor nu este partea aia de îndreptat, de reparat, nu este chiar atât de ușoară și atât de simpatică pentru oricine. După resurse vine casa obstacolelor, acolo începe adevăratele greutăți din viața oamenilor, acolo se văd, pentru că oarecum... Dacă se vede și de aici, casa obstacolului este la poziția 8-a și este pe diagonală cu casa 3-a, care este casa mentalității. Asta înseamnă că judecățile, credințele, preconcepțiile noastre în general ne obturează foarte mult viața și ne creează dificultățile din viața noastră. Și la fel, ele se fiind pe diagonală, au o relație aparte între ele. Dar, din nou, doar casa obstacolului ne arată cam cum, pe de o parte, ce ne poate dărâma foarte ușor sau zona în care ne putem încurca cel mai des în viață, dar în același timp, cunoscând valoarea și interpretarea, putem să aflăm și cum să ieșim de acolo, ajutându-ne de resursele noastre, de mentalitate, de personalitate, de dorințe, de multe elemente de acolo. În general, pentru că sunt case active, case pasive, casele active ne pot ajuta foarte mult. Eu am spus că e foarte complexă, tot sistemul respectiv e foarte complex. Eu acum îl știu și aș putea să le și cu elementele, să le leg și cu partea asta de activ-pasiv și cu trecutul, cu viitorul, cu vizibilul, cu invizibilul, cu planul material, planul uman, planul spiritual, deci toate în acest tabel numerologic personal există și sunt explicate foarte detaliat. Pe lângă multe alte conexiuni care se fac, sunt diferite perechi care apar în tabelul respectiv. Și ultima, ca să închei, a noua casă, casa realizărilor. Forma supremă de realizare a omului, ceea ce... Știi, aici e foarte interesant de văzut, pentru că toți oamenii, toate reușitele, realizările, tot ceea ce finalizăm în general în viață, exact se potrivește foarte mult pe valoarea respectivă. Noi într-acolo tindem întotdeauna, că e 1, că e 2, că e 3, toți oamenii tind exact către o finalitate de forma respectivă. Eduard, suntem spre final. Spune-mi, te rog, cum pot intra oamenii în posesia manualului de numerologie și dacă este disponibil și pentru străinătate, avem o întrebare specifică pe formă emisiunii. Da, va fi poate din weekendul ăsta sau cel târziu de luni, acum la jumătatea, mai devreme de jumătatea lunii octombrie, 10 octombrie cel târziu, va fi disponibil peste tot. Pentru că va intra și pe Libris.ro și de acolo se poate livra absolut oriunde, din câte știu, în lume, pentru că mai există și cartea lui Soada deja, care se distribuie peste tot, dar în țară și în Uniunea Europeană pot intra oamenii pe secretulnumerilor.ro la secțiunea carte. Și acolo au exact cartea cu toate detaliile, cu comenzile, toate ce se face, dar în principal online. În orice caz, trăim vremurile pe care le trăim. Majoritatea librăriilor deja le-am văzut că sunt închise. Oamenii oricum nu ies atât de mult să petreacă timpul prin librării. Predominant deocamdată online.
se pot face comenzile. Mai puțin în librării, când se mai relaxează lucrurile, la fel și cu lansarea de carte, am renunțat. Nu aveam cum să mă aglomerez și plus că nu am siguranța că se pot desfășura. Dar în data de 16 octombrie voi face o lansare de carte. Evenimentul respectiv îl voi face, va fi online, va fi filmat la televiziunea din Arad și va fi live și pe Facebook. Și acolo sper să fie cât mai mulți oameni alături. Care este statusul aplicației? E aproape de gata. Dar mai urmează retușuri, pentru că vezi cum arată și manualul. Îmi place să arate foarte bine, să fie totul impecabil. Și vreau să o finalizăm, să fie cât mai ok. Cred că în luna noiembrie. Am zis să nu le aglomerez acum foarte mult, să nu vin cu toate deodată, pentru că se duce un pic din farmec. Și cred că în luna noiembrie, cel târziu în luna noiembrie, va fi gata și aplicația. Tot secretul numerelor se va numi, la fel ca și site-ul. Și acolo putem să aflăm mult mai multe. În general am făcut aplicația și am ales aplicația pentru tabele, pentru că sunt foarte multe. Dar vor găsi oamenii și interpretări, nu la fel ca în carte și nu, să zic așa, nu se pot face în totalitate interpretările numerologice, pentru că până la urmă sunt doar punctuale acolo. Dar în orice caz e multă informație, va fi multă informație în aplicație. Mulțumesc foarte mult, Eduard, de aceasta a fost ediția noastră specială de astăzi. Te felicit încă o dată pentru această reușită, te felicit că ai inventat, ești creatorul unui instrument nou. Eu am proprietatea perfectă a ce înseamnă și la ce nivel trebuie să fii ca să crezi așa ceva într-o știință milenară. Felicitări încă o dată. Mulțumesc. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, pentru că ne-ați urmărit. Vă invit să rămâneți atât de programele Canal 33. Pe curând!